Salut, stupare din Republica Moldova și din România. 23 martie 2021. După o zi de vreme cât de cât frumoasă, s-a întors iarna în Moldova. Ninge destul de frumos. S-au anunțat câteva zile de vreme de asta. Și zic eu de acum că am avut noroc ieri, că am avut vremea aceea cât de cât frumoasă la masă, aproximativ 2 ore. Au ieșit albinele, s-au curățit. Le-am completat și rezervele de sirop prin stup și turtele proteice. Acum ce să facem? Iernăm. Iernăm, ninge frumos. Foarte, foarte frumos. Albinuțele în stup. Cam asta-i vremea. Am mai vorbit cu câțiva apicultori din Republica Moldova, inclusiv și cu domnul Grigori Scutare azi la telefon. Problema e că o verificat și el prin stupi. Avem doar puiet căpășit și ouă și larvar în primele ziri de larvar, adică larvar spre căpășit, adică mai avansat, nu există în stupi. Probabil albinele iau în creștere larvele mici, după care le abandonează, le canibalizează, știu eu și fac. Uite cam asta. Frumos, frumos de tot. Partea proastă e că albinele este adiernat care le mai avem în stupi. Nu o să trăiască veșnic. În 2 săptămâni de zile în zona unde mă aflu eu cam nu prevez albin bătrân în stupi. În schimb, în urmă nu prea vine puiet, nu vine albina să-și facă schimbul, să facă schimbul de albine. Ghiocei sub zăpadă. Frumos de tot. Ninge cu fulgi foarte mășcați și frumos. În termometri 2 grade. Zăpada scârță-i sub picioare. Asta este. Vedem mai departe cum facem dezvoltarea familiilor. Probabil după 2 săptămâni o să avem și scăderi de populație în stupi. Din cauza, cum am mai spus, că nu se produce schimbul de albine. Asta este. Cam asta e situația la noi. Pe vremea asta, destul de frumoasă afară, dar urâtă pentru albine, zic eu. Sunt tot prin atelier și uite acum o oră în urmă a ajuns la mine un colet expediat de domnul Spătaru Igor, orașul Chișinău. Mi-a trimis domnul Igor, uite aici ea, vreo 10 copaci de Evodia, ca să-i plantez la mine aici în stupine. Copacii verzi, micuți, dar din mic se fac și mari. Un gest destul de frumos. Îi spun mulțumesc domnului Igor. Când ne întâlnim, dau o bere, cum zice Nea Vale. Și să vă spun. O zi bună la toți și iernare ușoară mai departe.